Rapidului au decis, după scandalul ieșirii în club al lui Albo și Borza, cei doi jucători au fost excluși din lot pentru meciul de miercuri cu UTA și vor fi amendați cu 10% din salariul pe luna februarie. Cei doi jucători au fost filmați într-un club din Iași în noaptea de după înfrângerea cu Poliaș, scor 1-3. Cum adică jucători în club din cantonament? Eu nu concep, deci nu comentez ce, că nu există așa ceva. Cum să existe așa ceva? Păi tu bat jocorești clubul, mă! Păi în clubul ăsta se bagă milioane de euro, tu vii, bat jocorești, tăiați salariul definitiv pe un an. Craiova lui Peteva a început ca din tun partida cu voluntari. Crețu a lovit bara după 90 de secunde. După 5 minute a venit și golul, Baiaram a reluat perfect centrarea lui Uri. Oltenii au trăit periculos, Bancu a pasat greșit la portar și voluntariul a primit penaltii. Robert Popescu a transformat și a egalat situația pe tabelă. În această seară eu am făcut o greșeală foarte mare, putea să ne coste să acest meci să nu câștigăm. Dumiter a ratat șansa să o aducă pe echipa lui Dică în avantaj. Până la urmă un fundaș i-a salvat pe Olteni. Maldonado a reluat perfect centrarea lui Mitriță și a adus prima victorie pentru Olteni pe teren propriu după aproape 3 luni. Finalul a fost însă cu emoții pentru gazde. Arbitrul Cojocaru a dictat un penalti văzut doar de el, dar și-a reparat greșeala după consultarea arbitrajului video. Dică a făcut o criză de nervi la final. Am văzut pe VAR că era televizorul lângă mine și am vorbit cu jucătorul după joc acum. Mi-a spus că l-a lovit, se vede că lovește cu antebrațul, dar așa a decis domnul arbitru că să întoarcă la VAR. Dar n-am înțeles niște decizii pe care le-a luat în seara aceasta. Am avut mare emoție. Nu credeam că se poate întâmpla iarăși la noi, dar suntem bucuroși. Am văzut, n-a fost niciun fel de contact din ce am văzut. Au început calculele pentru titlul la FCSB. Becali este convins că echipa lui va deveni campioană fără emoții. FCSB are un avans de 10 puncte față de CFR și Rapid. E diferență mare. Când ai și avantaj, ai și valoare echipa, nu mai ți-e teamă de niciun fel. Numai. Nu putem să ajungem la 18-19 puncte. După 3 meciuri din play-off campioni. Becali s-a supărat pentru eliminările lui Nana Andrui și Olaru. Nu a avut însă nimic de împărțit cu centralul partidei, ci cu arbitrul VAR, Cristina Trandafir. Nu supărat pe ea, dar îi dau un sfat. Vrea să împlinească Dumnezeu dorințele ce cere ală biserica acolo? Să se lase de arbitraj femeie sau să arbitreze la femei? Să nu mai arbitreze ea bărbați. Olaru va lipsi în următoarele două partide cu voluntari și cu Petrolul. Becali a găsit imediat soluții. Îmi place foarte mult de Băluță și vreau să-l văd pe Băluță exact în locul lui Olaru. Nu dă goluri, că el e antigol. El dacă e mingea în poartă, o scoate. Tavi Popescu a reintrat în grațiile patronului după meciul cu Botoșani. Faptul că nu mai pierde mingi, n-a pierdut mingi, aia e bine. A ținut cont ce am zis, că nu mai le-au luat tiki-tiki-tiki-tiki gâdilatul. Dinamoviștii vor să facă uitată umilința cu CFR. Nu au o misiune deloc ușoară. Marți, pe Arcul de Triumf, vine Hermannstadt, o echipă cu pretenții la play-off. Very good team, very stable. They are very good in their system and they play good football. Copici are probleme de lot pentru meciul cu Sibienii. Nu se poate baza pe Politic, Milanov și Amzăr, toți accidentați. If we play on our best, I think that we have good chances to take the points. If we will have problems and we will not have the right balance, then of course every opponent in the league can make problems for us. Dinamo este penultima în Superliga și înainte de play-out mai are de jucat cu Hermannstadt, Polia și UTA. Șefii Rapidului au decis după scandalul ieșirii în club al lui Albo și Borza. Cei doi jucători au fost excluși din lot pentru meciul de miercuri cu UTA și vor fi amendați cu 10% din salariul pe luna februarie. Cei doi jucători au fost filmați într-un club din Iași în noaptea de după înfrângerea cu Poliaș, scor 1-3. Cum adică jucători în club din cantonament? Eu nu concep, deci nu comentez ce, că nu există așa ceva. Cum să existe așa ceva? Păi tu bat jocorești clubul, mă! Păi în clubul ăsta se bagă milioane de euro, tu vii, bat jocorești, tăiați salariul definitiv pe un an.